Binecuvântat să fie Dumnezeu! Nunta este pentru toți un moment de reflecție. Ne gândim cu toții la propria noastră viață de familie, ne gândim cum am început, cum au trecut anii până acum, probabil că ne trece prin minte ce nu trebuia făcut, probabil și ce ar fi trebuit făcut și n-am făcut, sau ar fi trebuit făcut altfel sau deloc. Dacă ne gândim la lucrurile acestea, înseamnă că ne gândim la ce trebuie. Dacă ne gândim la ce vom face mâine, ne gândim la ce nu trebuie. Mă gândeam să vă spun, în contextul acestei nunți, să nu lăsați niciodată trecutul să vă strice prezentul. Trecutul a trecut. A avut timpul lui, ne-a influențat cât a putut, acum el nu mai face parte din viața noastră prezentă. Pur și simplu nu trebuie să-i permitem să vină din nou. A fost deja. Asta este o problemă de disciplină. Așa cum ne păzim casa de tot felul de dușmani, și nu mă refer doar la oameni, mă refer la șoareci, muște și tot felul de gongăraie care n-au ce să caute în casa noastră. Așa cum ne păzim familia, membrii familiei și mai ales copiii, tot la fel, mai mult decât aceste lucruri, trebuie să ne păzim mintea. Pentru că noi nu suntem altceva decât ceea ce este în mintea noastră. Mintea e mai importantă decât stomacul, deși noi îngrijim mai mult de al doilea decât de primul. Și mintea se poate strica. Și atunci când se strică mintea, consecințele sunt nu de o zi, două, ca la stomac. Sunt de o viață. Nu lăsați trecutul să revină. Lăsați-l acolo unde este, undeva în spate. Dacă este un trecut însă frumos mirositor, lăsați-l să vină mereu și mereu și mereu, pentru că el are ceva pentru noi și în prezent. Dragi miri, Jason, Mary, asta este nunta voastră. Ne bucurăm tare mult de voi, alături de părinții voștri care v-au crescut, care au investit în voi și care vă privesc cu emoție și cu sufletul împăcat și liniștit, pentru că ați fost doi copii, doi tineri, care v-ați trăit viața cu demnitate. Doi copii liniștiți, ați tinerit în casa lui Dumnezeu, l-ați slujit pe Dumnezeu și dacă până acum ați făcut lucrurile bine, sub călăuzirea și sfatul părinților voștri, șansele sunt mai mari ca de acum încolo să faceți lucrurile și mai bine. Dumnezeu din cer să vă binecuvinteze. Astăzi, la nunta voastră, aș vrea să vorbesc despre principiile căsătoriei. Sună filozofic, etic, dar indiferent cum sună, aș vrea să vorbesc despre principiile căsătoriei. Știți de ce? Pentru că noi suntem și facem ceea ce principii avem. În funcție de principiile pe care le avem, noi ne permitem sau nu să facem anumite lucruri, să spunem anumite lucruri. Principiile hotărăsc cum ne comportăm noi. Dacă cineva din principiu este respectos, el pur și simplu va fi respectos. A avea principii este o chestiune de caracter. Nu este o chestiune de abilități, de aptitudini, ci este o chestie de caracter. Nu are legătură neapărat doar cu ce faci. În primul rând, are legătură cu ce ești. Caracterul unui om este omul. Dintre cele trei elemente constitutive ale personalității, unul dintre ele este caracterul. De aceea, astăzi vreau să vorbesc puțin despre principii. Cine poate să spună că onestitatea, respectul, bunătatea, perseverența, bunul simț, onorarea promisiunilor făcute, punctualitatea și multe altele nu sunt lucruri importante? Prin ce definim noi un om, dacă e om de treabă sau e om rău, dacă nu? Prin prezența sau absența acestor lucruri în viața lui. Mary,
Dacă Jason este un om de caracter, el este băiatul pe care l-ai căutat tu. De aici pleacă totul. Poți să fii un profesionist, să aduci bani mulți acasă, dar să faci din casa ta o casă nefericită. Caracterul este infinit mai important decât banii, mai important decât achiziții materiale, decât performanțe academice sau profesionale. Hristos a strălucit prin caracter. N-a avut bani să-și cumpere un măgar. Măgar de obicei este ieftin. N-a avut bani să-și cumpere un măgar. A spus cuiva, mergeți acolo și aduceți-mi un măgar. Dar a fost și rămâne cea mai iubită persoană dintre muritori. De ce? Nu pentru faptul că a avut abilități și a construit nu știu ce. Nu este puțin lucru să ai abilități și să construiești nu știu ce. Dar mai important decât asta este să ai caracter. Dacă nu ai caracter, devii un om periculos, nesigur, instabil, oportunist și lista poate continua. Jason, totul este caracterul. Caracterul acestei fete o transformă în fata pe care ai căutat-o. Dezvoltați-vă caracterul, continuați să vă dezvoltați caracterul, rugați-vă lui Dumnezeu pentru caracterul vostru și nu uitați, Duhul Sfânt nu dă doar daruri care trebuie manifestate mistic. El dă și roada Duhului, adică caracter, care, dincolo de ceea ce face manifestarea darurilor, este ceea ce este manifestatorul darurilor. Întotdeauna principiile sunt un fel de busolă, un GPS. Ele te călăuzesc în viață și te păstrează constant și perseverent pe drumul tău. Anturajul are impact, dar nu asupra oamenilor cu principii. Dacă lucrezi cu cineva care fumează, consumă alcool, merge la casino sau nu știu ce exemple să vă mai dau, atunci când ai principii, nu ți le vei schimba pentru cineva care e mai jos decât tine. Dar când nu ai caracter, ești în stare de orice. Pentru o emoție, pentru o aventură sau chiar pentru nimic. Oamenii de încredere sunt oamenii de caracter. Îi invidiem pe bogați, îi admirăm pe deștepți, dar îi urmăm pe oamenii de caracter. Avem încredere în oamenii de caracter. Principiile te fac, te transformă într-un om de caracter. Uitați-vă în viețile oamenilor, în viețile lor de familie și veți constata cearta, infidelitatea, divorțurile și toată paleta negativelor pornesc de la lipsa caracterului. Dacă vreți să puneți ceva la bază, la baza căsătoriei voastre, puneți caracterul. Iar caracter înseamnă principii. Alții își permit, eu nu-mi permit. Cine are caracter nu-și permite ce simte neapărat. Asta nu este o obligație, dacă simți ceva, trebuie să și faci ce simți. Nervi, infidelitate, nu, nu. Noi simțim sute de mii de lucruri într-o zi. Nu trebuie să le facem. Pe noi trebuie să ne conducă discernământul nostru și principiile pe care le avem. Aș vrea să vă spun probabil două, trei dintre principiile pe care le consider foarte importante. Unul are legătură cu trecutul vostru și celălalt sau celelalte cu prezentul și viitorul vostru. Dar și cel care are legătură cu trecutul se răsfrânge în viitor. Și primul principiu este principiul castității. Principiul castității. Asta înseamnă că fecioria a unei fete și a unui băiat
dovedește ce fel de om este. Stimată Biserica Domnului Iisus, o fată sau un băiat care nu și-a păstrat fecioria atunci când se vede la nuntă dacă și-a păstrat-o sau nu, cum și-o va păstra după ce trece nunta și nu se mai vede nimic? Puteți să-mi răspundeți. Dacă nu și-a păstrat-o de la 14-16 până la 18-20 când s-a căsătorit, ce va face o perioadă lungă de la 20 până 10 de ani? Mai mult stai între oameni străini după 20 de ani decât înainte de 20 de ani. Lucrezi într-un colectiv profesional, ai un șef, ai colegi. Cine nu are principii, nu are. Și când nu are principii, nu mai are nimic. Când ai pierdut lucrurile acestea, nu mai ai ce să pierzi. Principiul castității este una dintre cele mai autentice dovezi ale unui om de caracter. Castitatea promite. Castitatea este o garanție. Poftim. Aceasta sunt eu. E verificabil. Aceasta sunt eu. Ce te reprezintă pe tine? Pe mine mă reprezintă fecioria mea. Dacă ai pierdut-o, de câte ori urmează să o mai pierzi? Știu că nu-i ușor nici de auzit, nici de spus. Dar despre ce să vorbim? Despre agricultură? Despre alegeri? Trebuie să vorbim despre faptul că oamenii lui Dumnezeu trăiesc după principii. Iar principiile acestea ni le-a dat Dumnezeu. Nu suntem conduși nici de instincte, animalele sunt conduse de instincte. Nu suntem conduși nici de emoții, că nu suntem dezechilibrați emoțional. Suntem conduși de cuvântul pe care îl cunoaștem și pe care l-am primit de la Dumnezeu prin Scriptură și prin Duhul Sfânt. Asta nu înseamnă că suntem desăvârșiți, dar asta înseamnă că suntem sfinți. Iar copiii noștri, deși sunt ispitiți, mai ales acum când valorile tradiționale au dispărut, în valorile tradiționale, o fată nu mergea cu prietenul ei sau cu logodnicul ei în mașină, niciodată numai ei doi. Așa ceva era păcat. De ce era păcat? Era păcat că putea deveni păcat. Astăzi, dumneavoastră știți că nu mai e păcat. Sunt mai aproape să? Sunt mai aproape să. Dar asta nu înseamnă că. Și pot să vă dau alte exemple, dar nu necesar. Prudența, precauția, statul departe de păcat. Dacă eu stau departe de ocean, pot să mă înnec în ocean? Mă gândesc că nu. Dacă stau departe de marginea unei prăpăstii, pot să cad în prăpastie? Mă gândesc că nu. Castitatea. Castitatea, aduceți-vă aminte ce spune cuvântul Domnului în Geneza 16 despre Rebeca. Fata era frumoasă, era fecioară și niciun bărbat nu avusese legături cu ea. De ce, pe lângă frumusețe, se remarcă și faptul că nu era doar frumoasă? De ce? Pentru că trebuie amintit. Nu numai frumusețea care se vede contează, ci contează principiile. Atunci când tinerii care vin aici să se căsătorească au trăit în castitate, în înfrânare, Dumnezeu îi binecuvintează, iar ei își păstrează această binecuvântare și în viitor ca și în trecut. Mi-am notat foarte multe referințe pe care aș putea să le remarc, dar nu este necesar, noi toți cunoaștem cel puțin la modul general Scriptura.
Principiul castității vorbește ce ai fost până acum. Ce garanție ai că vei fi mai bun? Niciuna. Oricum, cine se căsătorește cu o astfel de persoană riscă mult. Asta nu înseamnă că nu există posibilitatea să se oprească prin pocăință. Ba da. Dar persoana care se căsătorește cu cineva care nu are garanția asta, știți cât riscă? Cât se poate risca? O să sar de pe acoperișul bisericii în speranța că nu o să se întâmple nimic? Cât de mult risc? Risc totul. Al doilea principiu despre care vreau să vorbesc este principiul unității. Ei prietenesc de ceva timp. De cât timp prieteni, Jason, Mary? Uh-huh. Dar nu au fost una până acum. Acum au vorbit cu părinții lor și au spus, vrem să ne căsătorim. Știu că s-au rugat, știu că s-au gândit, au vorbit și au spus, ok. S-au logodit și acum urmează să se căsătorească. Nu e așa că se schimbă totul? Jason pleacă de sub autoritatea părinților lui. Mary pleacă de sub autoritatea părinților ei. Și pur și simplu vor deveni una. Va lăsa omul pe tatăl și pe mama, se va lipi de tovarășul de viață și vor deveni una. Întrebare pentru dumneavoastră. Întrebarea nu-i retorică, este o întrebare reală. Poate un soț să devină una cu soția lui dacă nu-și lasă părinții? Știu că știți răspunsul, dar n-aveți curaj să-l spuneți, că sună dezonorant pentru mamă și pentru tată. Nu, cuvântul Domnului nu dezonorează părinții, deloc. Nici o șansă nu are căsătoria la doi tineri să devină uniți dacă ei nu se separă de părinții lor. Separarea nu este propusă, nici recomandată. Separarea este poruncită. Ar putea un copil, un tânăr de 15-20 de ani, să fie una cu părinții dacă s-ar face una cu prietenii și cu gangul în care este și de acasă ar merge doar să doarmă? Ar fi una cu părinții? N-ar fi. De ce? Pentru că unitatea dintre copil și părinte este amenințată de o altă relație care este influentă și care strică relația dintre copil și părinte. La fel se întâmplă când se întemeiază o relație, dar această relație se întemeiază în timp ce cele vechi nu se trag înapoi și devin concurente. Concurența în căsătorie este absolut dăunătoare. Indiferent că vine de la părinți, de la foștii sau fostele, de la prieteni, sporturi și alte lucruri care concurează cu căsătoria. Oameni buni, dacă o fată și un băiat au ajuns la vârsta să se căsătorească, atunci trebuie să se căsătorească, punct. Căsătoria te cere 100%, nu 95%. Asta nu înseamnă că te izolezi de părinți și de familia de origine, nici vorbă, dar înseamnă că ți-ai construit o familie de sine stătătoare, la fel ca a părinților din care vii. Se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Ca să se lipească de ceva, trebuie să se dezlipească de altceva. Îmi veți spune, e radical. Știu că e radical, dar la fericire nu se ajunge decât prin radicalism. Cât o țigare, două, nu, radical, niciuna. Cât o sticlă, două, nu, radical, deloc. Infidelitate așa, odată pe an, nu, 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 deloc. Radical. Cine nu-i radical cu păcatul va păcătui. Orice altă relație concurentă cu relația de căsătorie
va produce neînțelegere între ei doi, pentru că celălalt îl va vedea insuficient în căsătorie. Altcineva participă la deciziile lor, deci nu numai ei doi au deciziile, mai există cineva care influențează luarea unei decizii. E normal să mai existe cineva atunci când ei cer decizia respectivă. Dacă el vine la mine și îmi spune, tati, tu ce părere ai? Pentru că am fost întrebat, le spun ce părere am. Dar nu mă impun, pentru că nu mai stă sub acoperișul meu. Nu mai plătesc eu curentul și gazul. Nu mai face parte din familia mea. Acum și-a făcut propria lui familie. Eu îi spun părerea mea, dar când era la mine în casă, eu nu îi spuneam o părere, eu îi spuneam ce trebuie să facă. Acum nu mai pot să-i spun că nora sau ginerele are și ea și el tată și mamă. Dacă vin și ea, venim și noi și mai sunt ei doi, șase persoane să iau o decizie. O să fie șase decizii. Știu că lucrurile acestea sunt înțelese de noi toți, dar trebuie reafirmate uneori și într-un mod tranșant, pentru că nu le spunem ca să dezonorăm familia de origine. Familia de origine este onorată prin ceea ce a făcut și prin ce va continua să facă, dar o căsătorie presupune independență și autonomie. O căsătorie fără independență totală și fără autonomie totală nu este o relație totală, ci este o relație parțială. Ei doi trebuie să ia decizii bune sau rele. Și amândoi vor râde sau vor plânge, dar se și vor învăța minte în viitor. Unitatea se poate realiza doar atunci când într-o căsătorie sunt două persoane. Dacă sunt trei, nu-i bine. Indiferent cine este a treia, îmi veți spune, Dumnezeu e a treia. Sigur, și eu știu asta, dar eu nu vorbesc acum de Dumnezeu. Eu vorbesc de oameni, așa îmbrăcați cu haină, ca noi. Niciunul dintre soți nu poate să dea totul în căsătorie dacă mai are ceva în urmă, o legătură obligatorie cu cineva. Nu va da totul. Este indispensabil să fie liber pentru ca mai apoi să nu mai fie. Dar fiecare partener trebuie să aibă doar un partener. Și atât. Această căsătorie va trece peste orice. Dacă greșesc, nu-i nicio problemă dacă greșesc. Mai știți pe cineva dintre noi doi care au greșit? Doar bineînțeles că n-am greșit noi. Cum să greșim noi? Noi nu greșim niciodată. Noi toți greșim. Și nu numai acum 40 de ani când m-am căsătorit. Am greșit și alalteri. N-am vrut să greșesc. Principiul unității presupune independență și autonomie în mod obligatoriu, absolut obligatoriu. Apoi, încă un principiu este principiul legământului. Dacă în principiul castității vorbește despre înfrânare, despre caracter, dacă principiul unității vorbește despre separare de părinți și familia de origine și formarea unui cuplu nou, independent și autonom, principiul legământului vorbește despre promisiune până la moarte. Promisiunea este până la moarte. Uneori pastorii uită să întrebe pe miri dacă până la moarte. Știu un caz în care familia, cei doi tineri au divorțat cândva. După câțiva ani au divorțat. Și vreți să vă spun ce a zis soțul? A spus, eu nu am promis, pe mine nu m-a întrebat pastorul dacă voi fi căsătorii până la moarte. Și a spus, aici este caseta,
era cu caseta. Aici e caseta cu filmul de la biserică. Uitați-vă pe el să vedeți că n-am promis treaba asta. Nici nu m-a întrebat nimeni. Vă puteți da seama cum a regizat despărțirea lui și ce argumente josnice a folosit, că el n-a promis. De parcă se poate să faci nunta pentru o perioadă limitată de căsătorie. Legământul este o promisiune care ține toată viața. De aceea căsătorește-te cu cineva cu care poți trăi toată viața. Că s-ar putea să stai căsătorit 40, 50, 60 de ani. Și nu-i puțin. Și dacă poți să-i stai zâmbind, de ce vrei să stai plângând? Asta este o alegere mai importantă decât pantofii și mașina. Că pantofi și mașini, mai ales pantofii, avem mulți într-o viață. Dar căsătoria este unică și e pentru tot restul vieții. Legământul trebuie făcut de doi tineri responsabili, conștienți, care nu sunt împinși doar de emoție. Dar să știți că îndrăgostirea nu-i dragoste. Dar să știți că îndrăgostirea este un instinct provocat de un hormon. Ăsta vine, te împinge în căsătorie, faci copilul, se consumă intimitatea și apoi încet, încet se retrage pentru că și-a făcut datoria. Te-a împins în perpetuarea speciei. Și acum ai rămas cu cineva cu care nu te prea potrivești. Legământul căsătoriei este important atunci când căsătoria are la bază unitatea, iar unitatea are independență și autonomie. Însă toate lucrurile acestea îndrăznești să le faci dacă ai dovada castității. Ai dovada. Dom'le, 20 de ani totuși este un test. Mai ales 6-7 ani, de pe la 12, 14, 16 ani. Este un test, alt test n-ai, dar pe ăsta l-ai. Că ce spune mami, tati, vecinii ăștia pot exagera în plus sau în jos, în minus. Însă acolo este castitatea care e dovada. Știu că în generația noastră e aproape ridicol să vorbești despre lucrurile astea. Că în generația noastră nu mai are nimic importanță decât plăcerea. O plăcere fără sfârșit. Dar o plăcere udată cu lacrimi. Udată cu eșec și mai ales udată cu o bătrânețe frământată la maxim. Legământul căsătoriei, spunea Maleahi, dacă întrebați pentru ce, pentru că acum nu-i mai ești credincios, nu mai respecti legământul, măcar că ai legământ cu ea, e tovarășa și nevasta cu care tu ai încheiat legământ, spune Maleahi. Așa spune el, priviți cum se uită Biblia la legământ, ca la un lucru indestructibil, ca la ceva ce nici nu e pus în discuție. Scumpă Biserica Domnului Iisus și mai ales cei tineri, ascultați-mă, în momentul în care un om ia în calcul divorțul ca o alternativă, vă rog frumos să mă ascultați bine, cine acceptă divorțul ca o alternativă nu e pe un drum bun. Divorțul nu este o alternativă. Indiferent ce se întâmplă, da, indiferent ce se întâmplă. Dar în Matei capitolul 19 există totuși o dezlegare. Da, există o dezlegare și este infidelitatea dovedită. Da, există. Dar vreți să mă credeți că la vârsta asta eu cred că nu-i bine să o folosești? Nu-i bine să o folosești. Ar fi bine să treci peste. E mai riscant să o folosești decât să nu o folosești. Mai bine suferi și te umilești acolo decât să începi ceva nou și să te umilești în altă parte și să suferi în altă parte. Știu, lucrurile sunt atât de diferite și discuția nu poate fi generalizată, dar eu de aici trebuie să o generalizez. Legământul nu trebuie să aibă concurent, nu are alternative. Eu știu că sunt în căsătoria asta
și nu există ieșire din căsătoria asta. În mintea mea nu există ieșire. Sunt într-o cameră unde nu există ușă, nu există. Asta e perspectiva mea despre căsătorie. Știți în ce perioada vieții mi-am construit această perspectivă? În primii 20 de ani înainte să mă căsătoresc, când am fost fără părinți, în mod deosebit fără tată, atunci mi-am spus, eu o să mă căsătoresc și nu o să existe varianta, alternativa să renunț la căsătoria mea pentru niciun motiv din lumea asta. Pentru că atunci când omul vrea să o facă, poate să găsească motive. Căsătoria nu are concurență. Legământul și unitatea căsătoriei nu au concurență. Tinerii care elimină alternativele din mintea lor niciodată nu se vor gândi la ce nu este în mintea lor. Iată acum ce mai faceți. Acoperiți cu lacrimi altarul Domnului, cu plânse, cu gemete, așa încât el nu mai caută la darurile de mâncare și nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. Pavel spunea în 1 Corinteni 7, nevasta să nu se despartă de bărbat. Ideea este să nu afecteze legământul, să nu-l strice. Și nici bărbatul să nu-și lase nevasta. Toate versetele acestea nu vor să denigreze pe cei care au trecut printr-o experiență similară. Nu ăsta este scopul predicii mele. Un lucru care a fost stricat, nu mai are rost să luăm, să punem noi sare pe rană acum. Ar însemna lipsă de înțelepciune și de compasiune. Însă noi vrem să spunem celor care își întemeiază familii, noi vorbim la o nuntă prezentă, nu la o nuntă din trecut. Și spunem următorul lucru, legământul căsătoriei nu are concurență. Nu, în nicio situație, nu are. Ai intrat în căsătorie, stai acolo. Este greu, dar și când mănânci e greu, că trebuie să mesteci și să înghiți. Și când e soare este greu, că trebuie să cauți umbra. Și când ai nevoie de bani e greu, că trebuie să muncești pentru ei. Ce, viața asta e ușoară? Căsătoria e singurul lucru greu din experiența noastră? Toate lucrurile sunt grele? Dar nimic nu e frumos ca și căsătoria. Dar ce faci la bătrânețe când vei fi singur și de râsul tuturor? Sau vei fi înconjurat de o familie, de copii și de nepoți care nu mai încap în casă și ieși la poarta cetății cu fruntea sus și oamenii spun, aș vrea să-mi trăiesc viața ca omul ăsta. Am auzit că nu i-a fost ușor uneori, dar a avut caracter și a trecut peste. Îl admir pe omul ăsta. Așa aș vrea să fiu. Dacă vreodată voi trece prin necaz, vreau să rezolv necazul cum l-a rezolvat omul ăsta. Dacă vreodată va trebui să depășesc o criză, nu voi da cu piciorul în ea, deja e spartă, ci dimpotrivă o să adun cioburile pentru că vreau să reconstruiesc. Vreau să fac din ele un vas. Tatăl meu pune din nou vasul pe roată și face din el un vas nou. Îi dă o nouă șansă. Dacă Tatăl meu din ceruri face asta cu vasele stricate și eu o să fac la fel cu vasele stricate de tovarășul meu de viață, de copiii mei, de nepoții mei, de membrii casei mele. Pentru că orice ființă umană în fața lui Dumnezeu are o șansă, atâta timp cât mai suflă. Vreau și eu să-L imit pe Dumnezeu meu și să ofer oamenilor din viața mea o șansă, indiferent ce s-a întâmplat în minutul care a trecut, luna trecută sau anul trecut, indiferent. Nu-s mai bun decât nimeni. Nu-s mai bun decât soția mea, nu-s mai bun decât copiii mei, nu-s mai bun decât ginerii mei și nora mea, nu-s mai bun decât frații mei, surorile mele. Sunt doar un om între oameni. Mi-am consumat cea mai mare parte din viață și mai am un pic. Și vreau să-mi păstrez principiile
pentru ca să sfârșesc bine. Iar oriunde greșești în viață, este reparabil. Dacă greșești la job, se repară, ți-ai alt job. Dacă faci un accident și frumusețea aia de mașină s-a făcut praf, te ajută sau nu te ajută asigurarea, de obicei te ajută. Nici o problemă că ți-ai alta. Orice se poate repara în lumea asta. Dar dacă ai dat cu piciorul în familie, nu se mai repară niciodată. După Dumnezeu, familia este un suport. Familia este susținere. E grea viața de familie uneori? Da, este. Dar greutatea aia ne învață să fim oameni. Scoate dulceața din noi, scoate excelența din noi, scoate performanța din noi. Jason, Mary, aveți de 20 și ceva de ani alături de voi doi părinți care v-au fost exemplu de căsătorie. Nu pentru că au avut o familie desăvârșită, dar au avut o relație pe care au gestionat-o cu demnitate. Sunt oameni care nu mai vin la biserică. Părinții voștri sunt nelipsiți de la biserică. Vă rog frumos să porniți de aici în sus, nu de aici în jos. Sunteți obligați să luați această moștenire și să-i dați și mai multă valoare și mai multă strălucire. Jason, Mary, astea sunt principii. Se schimbă cauciucurile, se schimbă frânele, dar sunt lucruri care nu se schimbă. Sunt acolo pentru tot timpul cât ai mașina. Principiile voastre trebuie neapărat să fie printre altele unitatea voi doi. A treia persoană nu are voie în unitatea voastră, indiferent cine este. Și legământul vostru este veșnic, indiferent ce s-ar întâmpla. Puneți-vă asta în minte. Și când veți trăi ultima zi de viață, ca și cuplu, veți avea sufletul plin de satisfacție că v-ați împlinit misiunea pe pământ înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.